think it's necessary to talk also about financial means in the crisis for cultural events. But I don't feel the crisis here, so to say. You can't feel it if you go to the theater and if you watch all these plays. It seems as if there is no crisis for the artists. But I said in the beginning, we have to put arts and theater again in the center of society. Theater talks about freedom. Theater says to people, don't be afraid of freedom. But when you have freedom, you have responsibility. Freedom without responsibility is not possible. Este prima oară când vin, astăzi am ajuns și abia aștept să-l descoper. Am înțeles că este cel mai important festival de teatru din Europa. Nu se putea face mai mult pentru oraș decât se face prin acest festival și nu numai pentru oraș. Este o absolută, extraordinară carte de vizită pentru România. Sunt spectacol extraordinară. Mulți străini. Și noi nu suntem din Sibiu, dar ne place foarte mult festivalul. Cultura face diferența, cred că este foarte actual în vremurile noastre. Adică la ce se întâmplă, la lumea în care trăim, cred că asta ar trebui să ne marcheze pe toți, cultura. Suntem cu toții, nu-i așa, în criză, în Europa, la nivel mondial, dar așa cum spunea unul dintre invitații festivalului foarte bine în primele zile, domnul Dance Mihailescu, criza este o șansă să ne reinventăm, să ne reimaginăm și, în consecință, e o șansă extraordinară pentru cultură, care întotdeauna trebuie să fie în avanscena a transformărilor, a schimbărilor și a reimaginărilor. Este un moment foarte important pentru arta românească, faptul că au fost două premii de interpretare feminină la Festivalul de la Cannes și un premiu pentru scenariu. În același timp, pentru Teatrul Național din Sibiu este un prilej de bucurie și de mândrie că actrița Cristina Fluture a fost distinsă cu acest premiu atât de prețios și atât de valoros.